Începe meciul dintre Simona Halep și Anastasia Șunc, primul punct în desfășurare. Eu sunt Cristi și o să comentez împreună alături de voi acest meci. Simona Halep este marea favorită. După cum vedeți, are o cotă foarte bună la casele de pariuri.
câtă dezvoltură a jucat aici Schenk. Am plimbat-o pe Simona. Cum a avut. Da, Mihai, se poate. Simona, numai aici a fost. Iată pe Simona începând cu stângul acest match. Condusă 1-0 și are nevoie de înfruntat. Două mici de break. Foarte tehnic această jucătoare, Schunk, stângace. Dirigează mingele foarte bine, foarte unghiuri foarte ascuțite. O plimbă pe Simona foarte bine. O mică ramă aici din partea lui Schunk. Puțin norocoasă, dar iată, face break-ul. Are un forehand foarte frumos, Schunk. Sincer, chiar îmi place. Simona are nevoie să intre în meci cât mai repede. Altfel, orice desprindere a lui Schunk cred că poate fi greu de recuperat. Excelent stă în schimbul Schunk. Presează pe Simona foarte bine.
câtă ușurință construiește punctele șunc, incredibil. Simona îmi pare total surprinsă în acest debut de meci. Punct important aici pentru Simona. Are nevoie să recupereze break-ul, altfel. A jucat cu multă presiune și nu va fi greu să reducă handicapul. Minge de break Simona. Greșeală ușor aici. A avut returul la îndemână. Din interiorul terenului a greșit un rever la îndemână, zic eu. Iată, șansa de 3 la 0 pentru Șunc. Cine ar fi crezut la un așa debut de meci? Da, Simona nu găsește soluții, încă nu. Pare că n-are un plan de joc concret. Sau să sperăm că se lasă așteptat. Și încă a jucat pe cartea atacului și iată a fost răsplătită până acum. Pare total surprinsă Simona în acest început de meci de faptul că Șunchi este stângace și dirigează mingile cu foarte multă lejeritate, foarte multe unghiuri. Mingile vin diferit față de un jucător normal, precum un dreptaci. Și ai nevoie de un pic de timp de acomodare ca să te obișnuiești. La 0 pentru Șunc, servește Simona. Au trecut 13 minute de joc. Prea pasivă Simona până acum nu a reușit să lovească decisiv vreo minge până acum. Încet, încet pare să își găsească ritmul la serviciu.
primul joc pentru Simona. Oricând Simona poate să realizeze o serie mare de game-uri, dacă va reuși să-și ridice nivelul de joc acolo unde știm că poate să ajungă, poate realiza chiar și serii de 3, 4, poate chiar mai mult de game-uri. Un revers foarte bun, iar apoi o finalizare facilă pentru Simona la fileu. Ușor, ușor își găsește loviturile. Are unul dintre cele mai bune revere din circuit, Simona. Foarte bun returul aici, păcat, păcat de retur. Prinsă pe picior greșit Simona aici. N-a intuit bine deloc. Halep recuperează break-ul. Mă așteptam ca Simona să ridice nivelul de joc.
Din nou, Simon a început prost acest game pe serviciul său. Simona poate servi foarte bine dacă reușește să-și găsească acel ritm, acea constanță. Este capabilă de servicii foarte bune, foarte puternice, dar pe zgură întotdeauna nu este foarte de folos un serviciu tare. Impactul cu solul atenuează foarte mult viteza oricărui serviciu și poate fi mai ușor de returnat, mai ales dacă cel care returnează stă foarte în spate și astfel are mai mult timp de reacție. -35 pentru Shunk. Nu-i deloc un meci ușor pentru Simona. Este primul meci. Iată pe Nadia cu mâneci în tribune. Ne bucurăm să vedem personalități cunoscute alături de Simona. Cum spuneam, nu este deloc un meci ușor pentru Simona. Trebuie să se acomodeze cât mai repede. Nu există, nu putem spune că există jucători buni și jucători slabi. Toți jucătorii joacă foarte bine în ziua de astăzi. Așa că, în mare măsură, depinde de tine ca să joci foarte bine și să treci cu brio de fiecare meci. La 2 Shunk, din nou, are break în față, păcat. Am crezut că Simona este un pic pe transă, cum se zice. Câteva greșeli ușoare din partea lui Simona, mai ales cu reverul. Nu ne așteptăm acest lucru, știm că are un rever foarte bun. Poate că este cea mai bună lovitura ei din tot arsenalul. Așa, da. Simona a plimbat-o foarte bine pe Shunk, stânga-dreapta. Nu a riscat nici foarte mult. Este important să iată, statistica este aproape complet favorabilă lui Shunk. Din nou, Simon are șansa de a recupera break-ul.
Excelent. Și-am mai pierdut din avânt. Shunk, iată câteva greșeli și pentru ea. După părerea mea, este un meci care pe care în acest început de meci este o luptă de cine greșește mai puțin. Câștigă game-ul. Nu a fost foarte multe realizări de ambele părți, dar cred că o să avem destul de momente bune în acest match de care să putem spune că va fi un match reușit. Are mulți fani în tribună, Simona, ca de obicei. Contează foarte mult să fii încurajat, să ai parte de energia publicului, să din nou domină cu dreapta ei, stânga mai bine zis. Shunk, foarte frumoasă lovitura ei. Da. Nu e aici o bicicletă. O să ne luăm la mână asta. Să luăm la bicicletă, dar nu știu ce înseamnă semnul ăsta. Cu trimite cu... unde-i? Ăsta e cu... Ăsta e cu camionul, o trimite acasă? Da, da. O și trimite în țară. Da. Și că, ai văzut cum e? Zice că e aluminiu. M-am uitat la multe, deci asta e cea mai tare la preț calitate. La 600 de lei nu găsești așa ceva. Frâne, treburi, butuc, dinam, far. Faină. Uite, uite, fii atent. 600. Ieftină. Adică cea mai găsită. Câte viteze are? 7 viteze. 7 viteze. Dar nu știu unde am glimat. În butuc, butuc funcțional. Cred că în butuc are, mă. Dar e tot de la mână, click de ăla, știi? Mhm. Te căză de, uite, a, în, nu, are pe foi. O, 7. Păi, a, are numai o foaie aici, a? Nu? Și are 7 pinioane. Da, ca la tine. La mine am 3 și 7. Dar treaba e că nu știu dacă fii atent de asta, să nu fie mafios. Dar zice că e aluminiu, dar... O fi aluminiu. Livrare cu verificare, ui că... Ah, da. Uite, nu fii atent, comparație. Deci, asta e una cu 600, da? Nu fii atent. Și avem una cu 530 la un mafiot din Mizil, Cacamaca. Are șadea aia ca de aiurea, știi? E șadea aia subțire, da? Bine, nu răspunde la telefon. Nu știu că e de copii, nu știu. Trebuie să văd, e pe 26, pe 26 asta, e mai mică. Da, e mic. Mai e mic și cadrul, ce văd.
mai bine aia la altă. Și ziua la s-o lasă la da. 500 și plus taxe de drum. Ce ne plătește? Eu sau el? Când ia bicicleta de acasă? Păi înțelegeți voi. Și? Îmi trimite. Ăla ce face? Cheamă curierul acasă? Da. Vine eu ia, dar cum e? În folie? O să bage în folie? Da. Da? Sau în cutie, nu știu. Ce cutie? Nu are cutie. Dar dacă o bagă în folie de aia, așa, de aia, e bine? De palet? Da. Da. La noi, la TPD, în cutie veneau, sate. Și vechi? Da. Păi și dacă îi vine și ea două cartoane de undeva și le leagă cu scoci, o ioia? Da. Da? Da. Ia două, cum mai aduceai tu cartoane, bagă între două cartoane și dă cu scoci pe ele, nu? Mhm. Uh-huh. Mere? Da. Hai că îi zic. Adică ce ar mai fi, uite, ce m-ar fi tentat alte, da. Bicicleta de la Sebeș. Uite, asta e una, iară, 700, uite. Cum arată. Nu e mai faină asta? Nu, e mai faină decât alea de. Cum? E mai faină asta. Astea? Da. Cadrul ăsta? Da. Și mie îmi place că e mai ca... Avem una alta, asta care o avem e așa. Dar este una de la Sebeș. Care aia numai sâmbătă merg ăștia. Dacă merg... Uite, se iasă cu 350 de lei, dar din oțel. Na, nu iau, de aluminiu. Da? Uite asta. Da. Ui, Hercules. Hercules ca așa mea, dar e albastră. Da. Dar zice că e aluminiu și tot, are toate viteze, treburi, dar nu are dinam în butuc, are dinam de el, normal, cred că are dinam, are dinam, ca normal. Aia la tine e... Care? Sebeș, care, nu mai știu cum ai zis. Păi, păi nu, aia, asta... Da, e gri, asta. Da. E bine, și poza e reușită, dar fii atent ce are asta. Asta are suspensie aici, vezi, arc. Vezi? Are arc aici și aici se articulează și face roata, așa, știi? Mm-hmm. Are butuc cu dinam. Nu-mi place asta mai mult, parcă. Adică să avem una așa și una așa, nu? Da. Sunt multe de așa, uite, și de asta mai sunt, uite, așa, de exemplu. Asta e 500 de lei, dar ea are prin arat, ce știu ce-i cu ea. Așa, aia nu discutăm. Astea cu 350 prin Ploiești, dar din oțel. Din tablă, da? Din metal. Uh-huh. Asta e aluminiu, zice că în care e rost de 26. Dar e sărăcăcioasă, așa, nu știu, îmi pare așa. Deci și asta, 750. Asta e griu cu albastru, culoare urâtă. Asta e aia din Sebeș. Asta e gri cu ăla, nu îmi place. Asta e iar ieftină, dar proastă. E de asta, de tablă. Asta e din Sibiu, măi, da. 350 de lei, am sunat și o scă din cadru de metal. Are frână pe foi, pe disc. Pe disc, în față, și în spate are un butuc. Îți dai seama ce corcitura de... De 350, să iau asta. Asta e... Asta e aia, așa, asta e așa. Le-am selectat care ar fi posibile, dar nu, așa. Asta e din Sibiu, asta e verde cu gri, e urâtă, nu mai discutăm de cadrul ăsta. Asta, fii atent, asta e comparabilă cu alea care ți le-am arătat, e din Sibiu, dar e 900. Vezi? Uh-huh. E ca aia care, Steve în jazz, aia, a noastră e... Pe Gasus, e cam firme de același fel, știi? Dar 900 de lei, nu merită.
Ție electrică, cu 1000. Deja, second hand. Pe unde-s cu 1000? Nu, de asta, de oraș, nu de... Pe unde? Că nu, că sub 2000 am găsit. Nu sunt pe aici. Na, ăștia-s care, zvoci 5 pe care le-am selectat, uite, asta iară din... Importă 620 de lei, dar e gri. Na. Și cu mâner de mountain nu bike. Nu plac. E urâtă. Sigur că îmi place aia, gri și... No. Și mie îmi place asta, lua asta. De cam scumpit, cam scumpă. Să-l întreb, domne, mai lași ceva? Când? Da, dacă da, ia să vedem de unde e asta. Asta. Quadro 7 viteze, 700 de lei. Preț 700 de lei. Da. Să zic că dai cu 6. 6 merită asta. Ui ce crică are, fii atent, ca motocicleta, vezi? Furcă cu alea, furcă amortizorul. Numai cricul ăla face. Amortizorul ăsta. Și ce are rămânere? Nu, un cablu are. Care este ce? Frâna, ce? Bă, ce? Cum schimbă vitezele astea? Un butuc. Vezi, are un ciuciumiciu acolo și în butuc e ceva. Este câte zice, 7 viteze în butuc, da. Cadru, aluminiu, 7 viteze în butuc. Lumină, dinamic, cu ciu, nu știu ce. Deci are în butuc, numai dai din click, bun. Frâna e de, cu pedala dai în spate, știi? Iar în față ai frâne ca normale, știi, de pe jantă. Dar nu-s roz duble, sau ce e aici? Sunt roz duble, capsate, faine, știi, de ele, astea dintr-o, nu? Ia să vedem. Nu se deschide asta. Băi. Ia, deschide, și ia. Știi că sunt de ele faine, conici, așa, nu numai o tablă. Ia să, așa, că ăștia cum îs? Ies, atât, întoarse, nu? O tablă, așa. Știi că sunt înlecat tornate, duble. Alea-s mai... Da, uite, dar e impecabilă. N-are nicio zgâriatură, nimica. O să-mi să întreb ce e. Dacă o trimite... Ui, are la mână, ca la motocicletă, știi, așa? E cam maiurea ala. Schimbătorul. Dar cred că mereu ușor. E neconvențional așa, dar... Da? Mai ne... Obișnuită, dar e faină, nu știu. O să-mi întreb ce... Dacă trimite, vând eu asta să nu... Târgoviște, Dâmbovița. Da, set câștigat de Simona, în sfârșit. Da, de la 3 la 0, iată, 6 la 4. Simona a ridicat nivelul de joc. Chiar mă temeam la început că Shunk va pune mari probleme Simonei. A început foarte, foarte lansată, foarte hotărâtă. I-a venit și câteva lovituri foarte bune, dar până la urmă diferența de valoare s-a văzut.
Începe setul 2 al meciului. Simona Halep, Anastasia Șunc. Primul meci al Simonei la ediția Roland Garros 2022. Câteva săritura ale mincii mai nefavorabile pentru Simona acolo. Lovitura la limită din partea Anastasiei și o finalizare impecabilă. Ce lovitură de stânga pentru Anastasia. Foarte amplă, foarte frumoasă, după părerea mea. Greșelul nefolțată pentru Simona. A greșit destul de mult cu reverul astăzi. Simona peste medie, putem spune. Ce minci scoate Simona acolo, incredibil. Iar, iată, chiar și trecută de 30 de ani are o agilitate incredibilă. Simona ajunge la minci care nu, care foarte multe jucători n-ar ajunge. Este, are una dintre cele mai bune deplasări din circuit, Simona. Thank you.
Ce punct? Punctul meciului. Câștigat de șunc. Incredibil. Parcursul punctului Simon a fost în ofensivă, dar și un a găsit portița. Din nou Șunc începe bine acest set, conduce cu 1 la 0, 30-15. Din nou greșeală cu reverul Simona. Foarte multe greșeli. Mă așteptam ca asemenea după câștigarea primului set cu revenire foarte bună să continue acest stream, dar iată că Șunc are șanse de 2 la 0. Puțin atipic, după părerea mea. Se luptă Simona Nistoros, putere să salveze acest game. Scurtă din partea lui Șunc. Ce lovitură la Simona, incredibil. O scurtă cam înaltă din partea lui Șunc. Nu prea avea cum să rateze de acolo Simona. Minge de 1 la 1, serviciul 2. Moale acest serviciu. Ce rever din partea lui Șunc. Rever în lung de linie, într-o poziție foarte grea. Era presat în spatele terenului, dar reușește să găsească lovitură. Incredibilă. Multă încredere pentru Șunc, chiar dacă a pierdut primul set.
joacă pe cartea atacului. Iată și pe Simona atacând. Incredibil ce defensivă pentru Shunk. Încă un punct incredibil, deci așa ceva mai era. Iată, Simona a dezlănțuită. Cred că acest punct o să-i ia un imbol fantastic Simonei. Știm foarte bine cum tenisul se poate schimba de la un singur punct, un singur moment de răstruce este suficient. Minge de 1 la 1. Din nou afară. Greșeală cu dreapta de această dată. Da, Simona nu este foarte constantă în acest match. Are momente și momente. Moale Simona aici. Păcat. Păcat de acest game, făcuse câteva puncte foarte bune Simona la început, dar cedează surprinzător. Chiar și în momente de presiune Simona știm că este redutabilă. A demonstrat-o de atâtea ori, dar este și ea om. Iată. În sfârșit, Simona atacă și reușește să închidă punctul foarte frumos construit. 30-15 Simona. Meciul este în racheta Simonei, părerea mea. Dacă va reuși să joace măcar 70% din capacitatea ei constant, n-ar trebui să aibă probleme în a câștiga și acest set.
Bun returul, minge de Blake Simona. Puțin precaută Simona aici la mingea de break, nu caută unghiurile, joacă la siguranță. Iată, a avut ocazia Simona să atace, pierdut pe mâna ei. A jucat permanent în racheta lui Shunk, Simona. N-a încercat să deschidă terenul, nu a încercat să lovească mai aspru măcar o dată. Și a fost surprinsă cu scurta. Din nou, iată, se repetă primul set la Indigo. Minge de 3-0, Shunk. Nu mă așteptam deloc la acest scor în acest set. Dacă în primul set am fi zis că este începutul de meci, Simona se acomodează cu condițiile. Mai ales acum, setul 2, mă surprinde total faptul că Simona nu reușește să mențină primul nivelul din primul set. Penalizată Simona aici. 3-0. Incredibil. Câteodată îți vine să-ți pui mâinile în cap când urmărești pe Simona, deci nu... Jucătoare destul de imprevizibilă. Iar să vedem dacă Simona poate repeta istoria setului primului set. Are capacitatea cu siguranță, dar probabilitatea de a face acest lucru de două la rând este totuși una mai scăzută. Depinde și de jucătoarea cealaltă. Dacă reușește să mențină nivelul, ai nevoie și de un pic de ajutor din partea adversarului câteodată. Mâncă, atacă foarte bine Shunk, iată ce frumos a dirijat aici cu dreapta. A fost o relaxare totală din partea Simonei, altfel nu-mi explic acest scor.
Foarte ușor greșește Simona. Un rever în burta fileului din interiorul terenului. Nu, nu se poate. Este un game, cred că nu neapărat crucial, dar foarte important pentru Simona la 4-0. Cred că încrederea ei va fi puternic zdruncinată. Nu se poate. O greșeală din nou, foarte ușoară, dreapta, burta fileului. Am văzut multe meciuri de ale Simonei și personal asta a fost o mare problemă pentru ea de-a lungul timpului. Are momente când chiar nu joacă nimica și de ce nu vine să închid televizorul, dar fiind român și fiind atât de pasionat de tenis, încerc să mă pun și eu în pielea jucătorilor să văd cam ce simt ei, cam ce presupune un meci de tenis la acest nivel. Este greu să menții un nivel foarte ridicat pe o perioadă foarte mare de timp. Poate că doar mari campioni reușesc acest lucru și tocmai de aceea sunt mari campioni. Dar să nu uităm că Simona este mare campioană până la urmă. Are două titluri de Grand Slam. A fost numărul unu mondial foarte mult timp. O lovitură mai de Doamne ajută, iată. În rever. Foarte bun, în lung de linie. Simona se încurajează intens. Din nou punct pierdut de Simona la 30 egal, nu mă așteptam. A returnat în racheta lui Schunk. Da, de-a lungul timpului Simona a evitat să riște în momente importante. Nu vreau să amintesc meciuri cruciale pierdute în acest fel și poate că ar fi câștigat mult mai multe turnee de Grand Slam dacă ar fi a fost mai decisivă, mai curajoasă în anumite momente. La acest nivel, diferența se face foarte mult la punctele importante. Degeaba poți să joci un set întreg, o oră, de egal la egal, dacă ajungi la 6-6, 6 egal și adversarul reușește două lovituri mai bune și iată că
fost, pierde un set, jucăm foarte bine. Ce scor incredibil, 5-0 pentru Shunk. Nu putem spune că este foarte meritat, dar Simona a fost poate că la 30% din capacitatea ei. Dar sperăm că Simona nu va ceda prea ușor, prea ușor acest set. Ar fi bine să câștige măcar un joc pentru a fi prima care va servi în setul decisiv. Simona Halep, un nou antrenor, după cum bine știm, Patrick Muratoglu, legendarul antrenor Patrick Muratoglu, a antrenat foarte multe staruri din tenis. Între care și Serena Williams. Peste 22 de titluri de Grand Slam Serena Williams. Simona, important să ia acest joc, cum spuneam. În fine, un game bun pentru Simona Halep. A sărit bine, a atacat. La acest scor a jucat foarte relaxată. Când joci relaxat, totul merge altfel în tenis. Loviturile sunt mult mai încărcate, mai ample, mai corecte. Ce defensivă pentru Shu, nu-mi vine să cred. O jucătoare masivă, iată. Reușește să se deplaseze, incredibil. Scoate niște mingi imposibile pe alocuri. Simona Halep are nevoie de toate resursele pentru a câștiga acest meci. Nu va fi ușor deloc.
2000 de set. Cine ar fi pariat pe asemenea pronosticuri? Probleme cu fileul. Setul decisiv, începutul este foarte important. Trebuie să înceapă bine Simon, altfel nu o văd bine deloc. Extraordinar, Robert. Ce lecție de tenis i-a acordat în acest punct Schunk lui Halep. Nu vine să cred. Un revers de zile mari. Iată, o bate Schunk pe Halep cu armele ei. Din nou presiunea pe Halep. Mereu nevoită să vină din urmă. E greu să joci astfel.
Minge de break din nou, Hale, Shung, scuze. În sfârșit, un pung dominat de Halep nu a lăsat inițiativa, a presat. Halep are nevoie de toate capacitățile ei fizice și psihice, de asemenea, pentru a câștiga meciul acesta. Tot timpul meciul din primul tur este greu, indiferent cu cine joci. Nu trebuie să subestimezi adversarul în niciun moment. Excelent. Un game de luptă aici, 40 egal. Cine va câștiga acest joc va avea un imbolt psihic în mod normal. Este mai important pentru săptămâna să-l câștige, cred eu. Nu a început niciun set până acum bine. Din nou greșeală ușoară pentru Halep. Neașteptată greșeală. Un joc mult mai curat pentru Shung până acum. A avut noroc aici Simona, mare noroc. Abia tot terenul descoperit. Dar ratează și încă o treaptă. Puțin prea riscantă, nu avea nevoie de atâtea forță în lovitură. Greșește cu reverul Shung, iată mici de game Halep. Are ocazia să conducă pentru prima oară în set. Unul la 0 Halep. În fine, un game câștigat.
Iată, în sfârșit Simona este cea care pune presiune. Să vedem cum se comportă ea într-o astfel de situație favorabilă, putem spune. Prea pasiv, prea pasiv, Simona. De câte ori am văzut acest lucru la ea. Două mici de break, Simona. Hai, Simona, hai, Simona. Ești cea mai tare, Simona. Cea mai tare româncă, nu? Presiune pe serviciul șunc. Retur bun, Simona, aici nu se poate. A avut inițiativa acolo, Simona nu a reușit să lovească mai lung, a lovit puțin scurt și Junk a văzut terenul liber acolo. Încă o șansă pentru Simona, foarte important aici. Excelent revers, Simona Halep atacă. Ce defensivă pentru Șunc. Câteva baloane, un voleu pentru Simona și... N-a avut ce să mai facă Simona aici. Foarte greu. Te-a recuperat de acolo. De la fileu. Doi la zero. În sfârșit. Thank you.
Meci intens până acum. Mai greu decât ne așteptam. Important este ca Simona să câștige. Oricum ar face-o. Important. Dacă va trece de acest meci, va prinde încredere foarte multă. Totuși este bine să ai câte un test din acesta. Te poate băga mai bine în turneu, te poate progresa mult mai intens. Din nou cam pasiv joacă Simona. Foarte mult la așteptare. Un gest de nervozitate din partea ei. Ar trebui să atace mai mult Simona, chiar și la acest scor 3-0. Nu știu de ce nu riscă mai mult. Își permite unul, două game-uri de risc. Până la urmă, dacă nu riști tu, va risca la un moment dat adversara ta și se poate întâmpla să se producă o revenire neașteptată. Da, se vede un pic și oboseala după părerea mea. Acum mai intervine plusul de experiența lui, al Simonei, rezistența și modul de a aborda meciurile lungi. Este mare favorită în acest moment Simona, a câștigat meciul. Minge de break, Simona Halep. Ne bucurăm să vedem pe Simona jucând bine. Patru la zero, în sfârșit. Se vede o oboseală clară din partea lui Xiong,
concentrarea nu mai este aceeași în primele 200 torci. În această etapă este important ca Simona să câștige meciul și să se ducă la vestiare, să analizeze ce a fost bine, ce a fost rău în acest meci și în următoarea rundă să ajusteze cât poate de rapid, deoarece meciurile vor fi tot mai dificile, adversarele vor fi mai redutabile. Un retur incredibil dintr-o poziție nu tocmai confortabilă, un serviciu destul de puternic, prins tușa, șunc. Atacă Simon aici, foarte bine atacă. Incredibil. Ce lob reușește Șonc. Un rever, păcat. Ce a scos acolo Șonc. Dacă va câștiga acest game, Halep este foarte clar că va câștiga meciul. Nu văd cum ar putea întoarce Șonc meciul de la 5 la 0. Serviciu câștigător și minge de 4, de 5 la 0. Excelent, Simona. Pe contrapie, 5 la 0. Un game necesar Simonei și va ajunge în runda a doua Roland Garros, ediția 2022.
verde zile mari pentru Shunk aici. S-a folosit de toată forța mincii venite de la Simona. Un game expeditiv, 5 la 1. Încă 3 puncte necesare Simonei. A jucat la valoarea sa obișnuită în acest set. Cu siguranță a fost nevoie de cel puțin un set de acomodare pentru Simona. O scurtă foarte bună pentru Shunk, a atacat întreg punctul. Treizeci-cincisprezece. Hotărâtă Simona aici, hotărâtă. Foarte bine. Două mingi de match Simona Halep. Mă bucur să văd pe Simona câștigând. Au fost și emoții multe, suișuri și coborâșuri de ambele părți. Important este să termin bine. Este o vorbă, mai bine încep prost și termin bine decât să termin bine și să încep bine și să termin prost. Iată că Simona câștigând meciul 2 la 1 la seturi. Meci foarte net pentru ea în finalul lui.